Sărac. S E R A C. Unde este ăsta? Adică găsim acum C. Site-ul acesta l-am făcut pentru că eu am avut ocazia să-l fac. Am știut ce este tehnologia nouă. Degeaba crede domnii miniștri și ceilalți parlamentari că noi suntem țărani. Noi suntem țărani, dar suntem țărani deștepți. Suntem niște țărani care știm să ne promovăm tehnologia, știm să le arătăm că putem face și noi agricultură. Vrem ca din Vrancea să înființăm un nou sport cu berbecul. Așa cum au aia din Spania, cu acei tauri, care a ajuns un sport foarte bine căutat, vrem și noi, ca din România, cum s-a înființat în România insulina, cum s-a înființat avioanele cu reacție, că din România a pornit tubul reactor. Și sunt multe, multe care românii au progresat. Și fac experiența asta de 2 ani de zile, cu un berbec. Și dacă o să căutați pe site, acolo o să găsiți niște clipi de sportivi. Deci au dat rezultate acești berbeci. Dar ce fac berbeci? Ce fac berbeci ăsta dumneavoastră? Vor fi un sport foarte frumos pentru copii, în special, și pentru cei care... Dar ce fac? Să bat berbeci? Nu. Exact. Stimulează acele figuri ca acei tauri din Spania. Exact acele figuri. Am o cârpă care am făcut, cum se numește aceea, coridă, cum ca la coridă, și el vine în viteză, se izbește de ea și dacă nu ești atent, exact figurile care se întâmplă în Spania. Căutați pe site-ul meu și o să vedeți că s-au filmat. Acest meci vrem să ne ducem în primele faze, să le facem pe stadioane. Acum am să vă arăt nou sport pe care vreau să-l înființez cu corida berbecu. Îl aduc berbecul, scot de acolo el unde stă zi și noapte. Am pregătit terenul. Este un teren simplu, o demonstrație simplă, dar cu un viitor mare. Mai stați puțin și vă-l aduc pe cel care va reuși să înființăm acel sport pentru copii, pentru nepoți, pentru cei care iubesc animale. Am plecat. Vasilica, aici! Aici, Vasilica! Da, stricați odată, ole! Ole! Hai, mă! Hai! Ole! Vasilica, să te pregătească tata, așa, să te pregătească tata frumos, așa, la revedere, Vasilica!